Sâmbătă la Iași a avut loc conferința națională a organizației de femei a PSD, unde au avut loc alegeri pentru funcția de președinte. A fost o singură candidatură, cea a Rovanei Plumb, care în unanimitate de voturi a fost realeasă în frunta femeilor social-democrate, funcție pe care o deține din 2005. La eveniment a participat și o delegație de la Giurgiu, formată din 19 persoane. Delegația de la Giurgiu a fost în număr de 19 doamne, condusă de doamna Crina Stoianovici și de mine. A fost o conferință deosebită, a fost un eveniment politic deosebit, deoarece de data aceasta conferința s-a desfășurat altfel. După cum a relatat domnul președinte Ponta, modelul a fost luat de la SPD, SPD fiind socialiștii din Germania, unde au fost invitați atât domnul președinte Ponta, cât și doamna președintă Rovana Plumb. Conferința s-a desfășurat la sala sindicatelor din Iași, unde pe scenă era Orchestra Națională a Operei Naționale din Iași și au avut foarte multe momente artistice. În cadrul evenimentului de la Iași, la care a participat și premierul Victor Ponta, s-a discutat despre perspectiva femeii în anul 2020 și rolul acesteia în societate. Femeia trebuie tratată echitabil pe piața muncii, trebuie protejată de violența domestică. Sunt două aspecte importante și în privința violenței domestice există foarte multe proiecte europene susținute de reprezentante ale organizației de femei. Totodată trebuie să fie ajutată în îngrijirea copiilor și a bătrânilor. Este un alt aspect important și ajutată nu la modul generic, ci prin sisteme de suport, ajutată efectiv și beneficiara unei pensii decente. Bineînțeles că dorim ca toți pensionarii să beneficieze de o pensie decentă, dar cu atât mai mult femeile, care știm bine, văd că majoritatea de ei suntem femei, au o activitate dublă și cea din gospodărie și din susținerea familiei. O premieră a conferinței naționale de la sfârșitul săptămânii este faptul că din Comitetul Național vor face parte 4 reprezentante de la Giurgiu față de 2 cât era până acum. Este vorba de Crina Stoianovici, Aurelia Dobre, Mirela Delea și Raluca Geantă. La nivel național, Organizația Națională a Femeilor Social-Democrate numără peste 200.000 de membre. Dintre acestea, 5 sunt prim-vicepreședinți, 2 ocupă funcția de ministru, 5 sunt europarlamentari, 25 sunt deputați sau senatori, 45 au funcția de primari, 137 sunt consilieri județeni și 3.000 consilieri locali.